Audiență în direct la TV Siget. În fiecare luni de la ora 18:35, TV Siget te ascultă și încearcă să le facă tuturor cunoscute mesajul tău, problema ta, doleanța ta. Spune-ne cu ce problemă te confrunți și poate o au cei care ar trebui să o rezolve. Avem speranță, noi trăim cu speranța românii. Nici nu poate fi de vină decât cei care au frâiele în mână și care au bani. Sună la audiență în direct sau scrie-ne pe Facebook pe pagina Maramureșul Azi. Audiență în direct cu Gheorghe Paul Sanislo. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, iată, audiență în direct la Maramureșul Azi. Vă mulțumesc foarte mult pentru fidelitatea cu care ne urmăriți. Suntem și pe Facebook Live, așadar, întrebările dumneavoastră, părerile sunt așteptate atât la numărul de telefon fix, cât și prin SMS la numărul de mobil, dar și pe Facebook, acolo unde de dimineață am lansat și subiectul de astăzi. Ce se întâmplă cu aeroportul cândva internațional? Baia Mare era să spun, dar trebuie să spun Maramureș, fiindcă anul trecut pe vremea asta și-a schimbat și numele. S-au făcut acolo foarte multe investiții, pista s-a reabilitat de-a lungul anului 2017. I-ați văzut pe mulți dintre aleșii locali și județeni spunând că va începe și operaționalizarea aeroportului Maramureș. Din păcate, lucrul acesta nu s-a întâmplat încă. L-am avut în emisiunile noastre la Maramureșul Azi și pe directorul aeroportului, domnul Dorin Buda, pe care am să vă rog să-l și sunați, colegii din regie, cât de curând, ca să purtăm o scurtă discuție și cu dânsul, să aflăm ce se întâmplă. Suntem în 2018 și încă aeroportul nu dă semne, sau cel puțin administrația aeroportului nu dă semne că ar ști ziua în care o să decoleze sau o să aterizeze primul avion pe aeroportul Maramureș, un aeroport închis de mai bine de 2 ani de zile, dacă rețin bine. La începutul anului 2018 un lucru bun totuși s-a întâmplat pentru aeroport, și anume s-a votat de către Consiliul Județeni un proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică, extindere și modernizarea suprafeței aeroportuare la aeroportul Maramureș. Maramureș. Îl avem în direct, ne spun colegii, și pe domnul Dorin Buda, directorul aeroportului Maramureș. Bună seara, dacă ne auziți. Bună seara. Am să vă rog să ne dați sunetul și în platou să ne auzim cu domnul director, dacă e la telefon. Bună seara. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru faptul că, iată, intrați astăzi în direct la emisiunea noastră, audiență în direct. Poate ați văzut de dimineață postarea pe care am avut-o pe pagina de Facebook Maramureșul Azi și întrebările erau, printre altele, ce se întâmplă cu aeroportul Maramureș, când vom vedea primul avion aterizând sau decolând, când se operaționalizează, practic, aeroportul, de mai bine de câți ani, sau spuneți-mi dumneavoastră mai exact, de când nu mai zboară niciun avion acolo? De 2 ani și 2 luni. De 2 ani și 2 luni. Da, având în vedere lucrările pe care le-am efectuat, volumul și complexitatea lor, deși contractul inițial era de 5 luni de zile, din păcate ne-am lovit și noi crun de birocrația românească și n-am putut preda întreg amplasamentul constructorului. La sfârșitul anului trecut, noi am obținut certificatul european de operare, prin care autoritatea aeronautică a certificat că lucrările efectuate la aeroportul nostru sunt de calitate și respectă toate normele internaționale privind siguranța aviației. Așa cum știți și dumneavoastră, practic nu am extins doar pista de la 1800 la 2150 de metri, ci am reconstruit un alt aeroport cu alte caracteristici funcționale și din acest motiv am fost nevoit, și legislația europeană impune acest lucru, să obținem toate certificările și autorizările necesare reluării activității operaționale. Da. Și mai mult, noi am depins și depindem încă de terțe entități, în speță de firma Thales din Italia, care este producătorul echipamentului ILS, cel care asigură
decolarea și aterizarea de precizie, singur echipament de radionavigație, care este proprietatea celor de la Romața și care până la sfârșitul lunii viitoare va fi reamplasat și va fi funcțional. Acesta este singur impediment care conduce la faptul că nu am putut relua activitatea operațională. Deci faptul că nu există aceste echipamente, spune dumneavoastră, sau ce să înțelegem? Echipamente de radionavigație, proprietatea celor de la Romața, care asigură controlul traficului aerian. Proiectul a fost făcut de producătorul acestui echipament și efectiv până la 15 martie urmează să fie repoziționat acest echipament, să vină avionul de calibrare de la Autoritatea Aeronautică și până la sfârșitul lunii martie efectiv să fie din punct de vedere funcțional întreg aeroport. Dar mai avem o singură condiționalitate. V-am spus, nu depinde de noi și de aceea nici eu și nici cred că cei de la Consiliul Județean nu mai dorim să înaintăm un termen cert. Preocuparea noastră și a celor de la Consiliul Județean este, a conducerii executive, este să reluăm activitatea operațională cât mai curând posibil, dar depindem de proiectarea procedurilor instrumentale de aterizare, decolare, acele culoare prin aer, pe care nu noi gestionăm contractul respectiv. Contractul este încheiat între Romața și firma Airside din Germania. Dar bineînțeles, noi permanent ținem legătura cu ei și domnul președinte Zeta și domnul ministru Dragoș Tita și depunem toate diligențele să reluăm activitatea operațională. Știm că maramureșenii sunt nemulțumiți, dar din păcate noi am făcut tot ceea ce depinde de noi. Și din punctul meu de vedere, aeroportul va fi cu adevărat operațional când vom putea avea o cursă externă, cel puțin o cursă externă low cost. Dar mai avem un... Da, când se va întâmpla lucrul ăsta? Că spuneți dumneavoastră, nu depinde de dumneavoastră direct când va fi operaționalizat aeroportul. E și un cuvânt ăsta, operaționalizat. Adică când o să zboare prima dată, încă o dată, un avion de acolo, după 2 ani și 2 luni. De cine depinde până la urmă? De UE, de străini? De cine depinde? V-am spus, depinde de proiectarea procedurilor instrumentale de aterizare, decolare, pe care le face firma Airside, contractată de către Romața. Deci nu e un contract. Dacă până acum depindea de Strabag să-și facă treaba, să termine pista, acum depinde de această firmă cu ILSU. După ce se termină cu ILSU, ce urmează? Investițiile pentru ca să existe, până la urmă, nu înțeleg eu, și acele aparaturi, echipamente necesare pentru ca să se operaționalizeze aeroportul. Asta înseamnă că nu va zbura încă o vreme. Vi s-a aprobat și un credit, am înțeles, la Consiliul Județean. Da, nu știm dacă, sperăm că nu o să fim nevoiți să accesăm acel credit. Acum, chiar azi am avut discuție la Consiliul Județean cu conducerea executivă privind proiecția bugetului nostru pe anul 2018. Maramureșenii și telespectatorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă că, sau trebuie să cunoască, mai cred că, următorul aspect. În 17 decembrie anul trecut, noi aveam de plătit constructorului pentru lucrările executate și recepționate 17 milioane, aproximativ 17 milioane de euro. Actualmente mai avem o datorie față de constructor de 6 milioane 400 de mii de lei. Dar acest impediment nu va conduce la neoperaționalizarea aeroportului. Preocupările noastre și cel mai nemulțumit și cel mai îndreptățit să fac acest lucru sunt eu. Eu vreau ca aeroportul să fie redeschis cât mai repede, dar, v-am spus, sunt certificări, sunt autorizări care nu depind de noi. Dar cu siguranță în vara anului acesta aeroportul va fi operațional. Deci în vara lui 2018, spuneți dumneavoastră. Da, da. Am solicitat Consiliului Județean să aprobat posibilitatea de a demara procedurile legale de achiziție publică pentru cumpărarea unor echipamente absolut necesare pentru reluarea... Bun, s-ar putea ca și asta să dureze dacă o să veți avea contestații la licitație și atunci va mai fi vara lui 2018? Bineînțeles, sunt echipamente de valori mari. Deja unele anunțuri s-au publicat pe SEAP, documentația de atribuire a fost validată de ANAP,
Așteptăm o documentație să fie validată. Noi încă din luna decembrie am demarat aceste proceduri legale de achiziție, dar fără o mașină de salvare și stingere, și fără un set de echipamente pentru controlul de securitate. Da, terminalul la ora actuală este dotat în așa fel încât să primească și pasageri din curse externe, chiar și dacă sunt din Uniunea Europeană? Da, dar nu avem echipamente de deservire a aeronavelor de mediu curier, cele cu care operează companiile aeriene low cost. Noi avem în prezent echipamentele necesare de servire avioanelor de scurt curier, cele cu care operează compania națională TARO. Și asta ce înseamnă? În consecință vor veni sau nu vor veni low costurile, să spunem așa, companiile low cost, deci, înspre Baia Mare? Orice companie, cu siguranță vor veni. Noi avem și solicitări scrise de a încheia contracte de operare pe o perioadă de 5 ani cu compania aeriene low cost. Dar înainte de a încheia un contract de operare, orice companie aeriană își face un propriu audit, da? Aeroportul nostru își face propriu audit. Și vine. Ai mașină de salvare și stingere a incendiilor. Trebuie să ai două. Avem una din 1987, una am demarat deja procedura pentru achiziționare. Da, mai funcționează cea din 1987, adică o urniți din loc dacă este în completare cu mașina nouă pe care vrem să o achiziționăm. Vom putea asigura serviciile de salvare și stingere solicitate și cerute și de compania aeriană și cerute și de autoritatea aeronautică. Ne Bun. Trebuie un echipament de pornire a aeronavelor, compresor pneumatic. Ne trebuie niște benzi de bagaje pentru descărcarea bagajelor. Domnule director, dacă ni le enumerați pe toate, o să credem că nu mai pornește aeroportul decât la anul și la mulți ani. Adică... Și domnul președinte Gabriel Veta și consilierii județeni și noi știam de mult de necesitatea achiziționării acestor echipamente. Și de ce nu s-a cumpărat mai repede? Principala, pentru că trebuie să plătim lucrările. Încă mai avem de plătit lucrările. 22 de milioane, aproximativ 700 de mii de lei. Deci lucrările, trebuie să știți și maramureșenii, v-am mai spus, în 17 decembrie aveam datorii la constructor 17 milioane de euro. Prin eforturile Guvernului României ne-au fost alocați acei bani prin din fondul de rezervă al guvernului la sfârșitul anului trecut, 30 de milioane. Prin legea bugetului pe anul 2018 ne-au mai fost dat încă 15 milioane și există speranță, spunea domnul președinte Gabriel Zetea și domnul ministru Gheorghe Simon, ca în următoarele săptămâni să primim și restul de bani, să putem achita constructorului lucrările efectuate. Bun, vă mulțumesc pentru intervenția telefonică. Ați avansat un nou termen, vara lui 2018. Să sperăm că veți reuși să vă țineți de el. Da, e un termen asumat. E un termen asumat, v-am spus. Din păcate, noi depunem toate diligențele ca firma AirSight să finalizeze procedurile de aterizare de decolare. Dar neavând eu un raport contractual cu firma AirSight și doar Romața, nu am un mijloc legal de constrângere decât să facem toate demersurile, să le trimitem e-mail-uri, să-i sunăm. Bun, deci dumneavoastră puteți să le spuneți că v-ați făcut treaba cap-coadă și așteptați doar să și-o facă și ceilalți. Da, dar Bun. Există tot Vă mulțumesc pentru intervenția telefonică. Activitatea să fie reluată cât mai gravnic. Asta e principal. Am să vă invit să urmăriți în minutele următoare și părerile boimărenilor și sighetenilor vis-a-vis de aeroport, ca să vă dați seama cât de mare este așteptarea pe care o au maramureșenii din partea dumneavoastră, în primul rând, pentru că sunteți acolo și sunteți imaginea aeroportului Maramureș, cu bune și rele, și cred că oricine vă întâlnește pe la un moment dat pe stradă vă întreabă când ai drumul la aeroport, când aterizează, când faci treabă. Cam 20 de persoane în fiecare zi mă întreabă. Nu vă invidiez că presiunea e destul de mare, într-adevăr. Dacă noi sau Consiliul Județean stăteam plus plătim lucrurile încă de anul trecut, să cumpărăm echipamentele încă de anul trecut, alta ar fi fost soarta aeroportului. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția telefonică. Să vedem și materialul. E bun să funcționeze aeroportul Baia Mare? Da, da, sigur, sigur, da, e un viitor în față. Orice se face, e spre bine. Dar e problema că cam încet merg treburile. Foarte încet. Și prima, știți cum e? Tot apare neînțelegere.
aparențe. Când este înțelegere, atunci este bine. Cine credeți că e de vină pentru faptul că nu funcționează aeroportul Baia Mare încă și cum credeți că influențează lucrul acesta Maramureșul? Cred că totul de la primăria Baia Mare și din Consiliul Județean. Nu e o prioritate, probabil, pentru dânsii sau pentru județul Maramureș sau pentru zona Maramureșului. Credeți că există interese de blocare a repornirii aeroportului? Păi sunt, așa cum sunt interese de a bloca tunel pe sub Gutin de 50 de ani tot să face și nu s-a făcut. Cred că și acolo sunt interese. Ar trebui să se deschidă aeroportul Baia Mare? Ar trebui, ar fi ok dacă se... Cu ce v-ar ajuta? N-aș mai sta la cod de la vamă, aș ajunge mai uite unde aș dori în altă țară. Credeți că este interese ca aeroportul Baia Mare să fie în continuare închis? Nu știu, nu mă pricep la altceva. Dar ar fi bine pentru Maramureș să se redeschidă aeroportul? Pentru Maramureș, da. Aveți rude în străinătate? Am și băiat în străinătate și ar fi bine. Și unde aterizează cu bine? Sau unde decolează? Eu cam dată... Încă n-au ajuns. Da. Cunoașteți faptul că aeroportul Baia Mare e închis de ceva timp. Există interese să se țină în continuare închis? Da, de unde? Ar trebui de mult să fie fost deschis. De ce credeți că nu e deschis încă? E, nu știu. Nu e interes. De ce credeți că încă nu s-a deschis aeroportul Baia Mare? Există interese să fie închis? Ar fi bine dacă am avea un aeroport în zona asta, pentru că... Există unul la Baia Mare, dar e închis. Știu că este închis. Și mijlocul de transport lasă de dorit la noi. Avem foarte sau. Dar ar fi bun un avion. Știți că Maramureșul are un aeroport care e închis de vreo 2 ani de zile. De ce credeți că e în continuare închis? N-aș putea să știu, dar... Există interese să fie ținut închis, practic? Nu știu dacă pe plan regional nu este ceva cu satul mare, cu... S-ar putea să fie că... Ar ajuta la dezvoltare, redeschidere? Cred că ar fi o treabă bună. Dar asta e la Baia Mare, nu? Că aici la Sighe nu cred că se pune problemă. Da, asta într-adevăr ar fi o problemă bună. Aveți rude în străinătate care vin, pleacă? Da, am. Și merg pe Cluj, bănesc. Da, Cluj. Deci ar ajuta probabil să vină la Baia Mare. Ar ajuta la foarte mult. Da, e adevărat, dar nu știu dacă se va rezolva problema asta cu timpul. Cine credeți că e de vină în continuare pentru faptul că aeroportul Baia Mare e închis? Ei, numai consilieri județeni, altcineva, cred că nu. Deci noi nu avem mai doar la Baia Mare, într-adevăr, dar ar fi ăștia consilieri județeni. Există interese regionale ca să se țină închis aeroportul? Nu știu ce să vă zic în privința asta, că nu tare mă intru eu în politică, așa, doar cât mai urmăresc la TV, așa, dar zic eu că doar numai interese, nu ar fi, eu aș crede așa cum mă gândesc eu că ar fi bine să fie interes pentru local, de a fi, nu să fie în altă parte și nu la noi. Da, i-ați auzit pe oameni, toți ne răspund foarte clar, e nevoie de redeschiderea aeroportului în cel mai scurt timp. Unii într-adevăr suspectează și faptul că există interese regionale care fac ca aeroportul să rămână în continuare închis. Pe Facebook sunt foarte multe comentarii, am să vă citesc doar câteva. Elisabeta spune, păcat, Clujul e aglomerat, cei din Moldova ar pleca din Baia Mare spre Europa și băimăreni în excursii. Unii spun, cred că a picat refacerea lui, sunt mai pesimiști. Alții spun, un om, când doi se ceartă, al treilea câștigă. Un om neutru sunt și de bună credință. Nu toți cu pregătire superioară și diplome sunt și buni manageri. La noi doar diplomele contează și ne întrebăm de ce nu merge nimic. Alții spun, sigur, mai în bășcălie, mai în serios, las că se deschide aeroport la Sein. Și de ce nu? Unii spun, nu cred că este interesat nimeni să-l vadă funcționând, că poșii oricum câștigă. Am încercat și poate colegii mei îmi spun că au reușit, da, să intrăm în legătură directă cu
Maramureșanul nostru, Dragoș Titea, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, poate ne spune dânsul cât va dura până când vom vedea primul avion aterizând sau decolând din nou de pe aeroportul, iată acum îi spune Maramureș. Bună seara și bun găsit dacă ne auziți, domnule Dragoș Titea. Bună seara dumneavoastră și tuturor maramureșenilor care la această oră de maximă audiență a postului de televiziune ne ascultă. Domnule Dragoș Titea, l-am avut mai înainte în direct și pe domnul Dorin Buda. Am auzit justificările dânsului, faptul că n-au fost bani și trebuiau plătiți cei de la Strabag. Acum e o altă poveste, e cu Ilsu, care, mă rog, nu știu cât știu dintre ei, dar e ceva care operaționalizează până la urmă aeroportul, înțeleg eu, sau poate ne dați dumneavoastră mai multe detalii. Și de ce merge totul atât de greu, parcă în pași de melc, mai ceva ca și autostrăzile, cum se construiesc în România, cam așa se întâmplă și cu aeroportul Baia Mare. Bun, haideți să lămurim cele două probleme. Unu, eu cred că efortul depus de președintele Consiliului Județean Gabriel Dețea, de parlamentarii de Maramureș, PSD vreau să spun și accentuez PSD pentru că ceilalți nu cred că au fost interesați să pună o mână de ajutor ca prin bugetul de stat, prin alte resurse de la guvern să aducem bani pentru plata acestor lucrări care au fost efectuate la aeroportul Maramureș. Și aici vreau să răspund colegii români de la PSD, deputați și senatori, că au făcut tot posibilul și rezultatele le-ați văzut. Aproape 80% din banii care erau destinați pentru plata acestor lucrări au fost dați către Consiliul Județean și direcția spre aeroportul Maramureș. În partea a doua a lucrurilor aș vrea să vă spun în felul următor. Cei care produc acel, să spunem, instrumentar landing, ILS, n-au putut să intre până când lucrările nu au fost finalizate. Deci ei puteau să intre, să dea drumul la lucrări pentru montarea sau să spunem mai bine remontarea acelui sistem, pentru că acest sistem a fost montat pe aeroportul din Baia Mare, dar a fost montat pe o pistă mai scurtă. Acum pista este mult mai largă și mult mai lungă și au trebuit din nou remontate acei senzori de apropiere a avioanelor. Aceste lucrări au început odată când lucrările au fost finalizate. Deci din acel moment, cei de la Thales au putut să demareze procedurile pentru a începe lucrările respective. Cu siguranță sunt anumiți pași care trebuie făcuți, sunt anumite proceduri care trebuie făcute, dar vreau să vă spun că suntem aproape în linie dreaptă. Chiar săptămâna trecută, domnul director, împreună cu constructorul, au depus la Autoritatea Aeronautică toate documentele. Undeva săptămâna viitoare vom primi și avizele și în cel mai scurt timp putem spune că avem un aeroport operațional. Ce înseamnă aeroport operațional? Poate să aterizeze orice companie, de la o companie privată până la companii de stat sau companii care duc pasagerii și peste ocean sau în Asia. Deci, da, are aeroportul la ora actuală dotările necesare, terminalul potrivit pentru ca să primească astfel de avioane și pasagerii? Păi, haideți să le defalcăm puțin. Terminalul cred că este pregătit pentru că este un aeroport internațional. Fiind un aeroport internațional, cu siguranță toate procedurile, aici vorbim de procedurile celor de la SRI și de la Poliția de Frontieră, pe care ei trebuie să le desfășoare. Vorbim de procedurile de aterizare, ce include pista, căile de rulare și platforma. Odată cu finalizarea și cu operaționalizarea aeroportului, cu siguranță poate să aterizeze orice tip de companie. Important este ca pentru primul pas să putem avea compania națională Tarom, care deja lucrează la un calendar de primăvară-vară și cu siguranță odată cu deschiderea aeroportului va fi reintrodusă în cel mai scurt timp, cel puțin cursa care o avem de la București la Baia Mare. De când, domnule Dragoș Titea? Din ce dată credeți că se va ajunge ca cel puțin Taromul să zboare și atunci parlamentarii de Maramureș vor fi cel puțin mulțumiți că aterizează acasă? Odată cu ce se va fi dat acel document de acreditare operaționalizării, eu vă promit că în maximum 24 de ore Taromul va ateriza la Baia Mare. De cine depinde ca acel document să iasă cât mai repede? Acel document este un șir de documente pe care vor trebui cei de la aeroportul Baia Mare să le primească. Este vorba de instalarea, cum v-am spus, a ILS-ului. După aceea se vor face procedurile de la aterizare și decolare și se va da acel document.
Se va face zborul de calibrare de către cei de la autoritate, care și ei sunt pregătiți. Odată ce se va da, se va declanșa, lucrurile vor merge cât se poate de repede. Da, pentru noi, pentru noi, și este o promisiune pe care eu și colegii mei de la PSD, președinte Gabriel Zetea, parlamentarii, ne-am propus-o să dăm drumul cât mai repede la acest aeroport, care deja a făcut foarte mulți maramureșeni să sufere. Da, sunt câteva sondaje pe care noi le-am făcut, inclusiv în Baia Mare. Dacă ne urmăriți fie pe TV, fie pe Facebook, o să le vedeți și am să vă rog să rămâneți în continuare alături de noi. Sunteți totuși optimist, spuneți, în cel mai scurt timp, însemnând, nu știu, aprilie. Dorin Buda spunea undeva în vara lui 2018, oricum termenele sunt foarte optimiste, spun eu, s-au mai dat, nu odată. Dacă vin cei de la firma italiană și spun că trebuie să mutați turnul mare din Baia Mare mai încolo sau să-l demontați, ar putea să nu-i mai dați drumul. N-are nicio legătură turnul din Baia Mare cu operaționalizarea aeroportului. Cred că trebuie să gândim optimism și vreau să vă spun că există o solicitare deja din partea aeroportului aeroportului Maramureș adresată celor de la Tarom și cei de la Tarom lucrează și au prins în programul de primăvară-vară și aterizările pe aeroportul din Baia Mare. Da, cred că e breaking news-ul momentului, cel puțin să aflăm că există o dată atât de optimistă, cel puțin Taromul va începe să circule din nou. Mai mult ca atâta, nu vreau să divulg anumite discuții, dar vreau să vă spun că spre bucuria noastră a maramureșenilor, în vara aceasta se va putea ajunge și pe litoralul românesc sau și spre alte destinații. Deci sunt niște discuții foarte avansate cu companii private și companii naționale în care Maramureșul, prin aeroportul Maramureș, va lega nu numai litoralul românesc, dar și alte destinații de vară sau destinații de iarnă pentru cei doritori care vor să schieze. Domnule Dragoștitea, să nu uitați că filmarea rămâne, emisiunea rămâne în arhivă, rămâne și pe Facebook și în 2018 maramureșenii s-ar putea să vă scrie că e iunie, e iulie, e august și s-ar duce la mare cu avionul din Maramureș. Niciodată nu mă joc cu cuvintele și sunt dispus oricând, după ce se va da drumul acestui aeroport sau în vară, să vin în orice emisiune cu dumneavoastră sau mai mult să vă iau pe dumneavoastră și colegii dumneavoastră să mergem printre oameni și să vedem opinia dânșilor. Bun, așa o să facem. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția telefonică. Să vedem ce spun și băimărenii. Dacă avem materialul, am să vă rog colegii din regie să pregătiți materialul, după care încheiem emisiunea, fiindcă iată am și ieșit practic din spațiul alocat, dar am avut totuși doi dintre oamenii importanți care ne-au făcut câteva promisiuni și cred că maramureșenii după această emisiune sunt ceva mai optimiști. Rămâne să vedem dacă și promisiunile se vor îndeplini. Să vedem materialul. Ar fi benefică redeschiderea aeroportului? Foarte benefic și l-așteptăm. Să facem din București până Baia Mare 2 ore, nu cu trenul 14. Eu nici n-am știut că a fost închis aeroportul. De când am mai călătorit, măcar că am umblat cu avionul până mă duru capul când am lucrat. Dar de atunci nu-mi permit. Dacă se va redeschide și veți avea drumul spre București, spre exemplu? Cu mare drag așteptăm această perioadă. Eu mă duc să văd Bucureștiul dacă se redeschide. De ce credeți că se întârzi atât de mult? N-aș putea ști, dar mai mult ca sigur contractele care nu se fac. Părerea mea personală, s-ar putea să greșesc. Deci contractele astea, cred eu. Nevoie de aeroport avem. Foarte mare nevoie. Foarte mare. Se diversează în contracte, în licitații, supralicitații, verificări și așa mai departe. Asta mănâncă timpul României pentru dezvoltare în continuare. Ăstea nu lasă. La București, liniile de metrou, absolut totul. Totul ceea ce se supralicitează și supralicitează. Să ne spunea că ar fi benefică redeschiderea aeroportului. Da, ar fi foarte benefică. De ce? Pentru că avem și noi aici nevoie de a călători, dar se pare că unii oameni sunt ocupați cu altceva în țara asta, nu doar cu construitul, mai mult cu, mă rog, alte preocupări. Ce zboruri ai vrea să fie de pe aeroportul meu? Nu am anumite zboruri. Să avem acces la cât mai multe zboruri, indiferent de destinație. Dacă ar fi benefică și urgentă redeschiderea aeroportului? Bun ar fi, că lucru în Austria. Și merge mai repede, sigur. Bun ar fi, foarte bun. De ce credeți că e închis de atâta vreme? Ce se întâmplă?
Nu știu, că de la Alba Iulia. Da, m-am mutat numai de 2 ani aici. Dar ar fi nevoie de un aeroport aici, în această zonă? Grozav, grozav de bun ar fi, mai ales că suntem mulți care lucrăm afară, Uite, eu în fiecare lună mă duc și viu, 4 săptămâni mă duc, 4 săptămâni viu înapoi. Și de unde plecați? De pe care aeroport? Nu, că avem microbuz din satul mare, dacă am avea, n-am mai merge noi 8 ore. Să ne spuneți dacă ar fi benefică redeschiderea aeroportului. Da, bineînțeles, ar fi o prioritate foarte mare pentru municipiul nostru, ar aduce beneficii atât bugetului cât și cetățenilor care ar avea nevoie de aceste servicii. Ați accesat aceste servicii dacă ar fi să fie? Cu mare drag, da, da, cu mare. Cum ar plăcea să zburați? Acum unde este nevoie, la Cluj, la București, la unde este nevoie. Să ne spuneți dacă ar fi benefică redeschiderea aeroportului. Bănuiesc că da. Pentru că e foarte greu să tot faci naveta satul mare Cluj. Aveți copii care sunt plecați și care... Nu. Ai mei sunt în țară. Dar ar fi nevoie. Dar ar fi nevoie pentru oraș. Da, vedeți, acestea sunt părerile maramureșenilor. Toți așteaptă cu foarte mult interes să se redeschidă aeroportul Maramureș. Am să mai citesc și câteva mesaje. Toată cheia rezolvării problemelor stă în competența parlamentarilor maramureșeni, care nu există, sunt unii de părere. Alții, sigur, ne scriu despre un alt subiect, cel din plan local din Sighetul Marmației, privitor la niște decizii care s-au luat aici, sens giratoriu, cu dedicație, majorarea salariilor și multe altele. Despre acest subiect vom vorbi poate într-o altă emisiune, din păcate nu mai avem timp. Dacă, sigur, dumneavoastră veți dori, vom prelungi și această emisiune, dacă o să ne lase și colega noastră, Oana Dulf, care e pregătită să intre și ea în direct cu actualitatea Maramedia. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Am aflat astăzi de la Dragoș Titea, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, că cel puțin taromul s-ar putea să zboare cât de curând după orarul primăvară-vară. Asta înseamnă că cel puțin după Paște ar trebui să vedem avioanele decolând și aterizând în Maramureș. Optimismul este o caracteristică națională, am putea spune, în special a politicienilor. Să vedem dacă se va și concretiza această promisiune. Oricum, e un lucru foarte important faptul că aeroportul Maramureș este aproape de, să spunem, operaționalizare, că așa îi spune atunci când se repornește. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă în continuare, rămâneți cu programele TV Sighet. La revedere! Audiență în direct la TV Sighet. În fiecare luni de la ora 18:35, TV Sighet te ascultă și încearcă să le facă tuturor cunoscute mesajul tău, problema ta, doleanța ta. Spune-ne cu ce problemă te confrunți și poate o au cei care ar trebui să o rezolve. Avem speranță, noi trăim cu speranța românii. Nici nu poate fi de vină decât cei care au frâiele în mână și care au bani. Sună la audiență în direct sau scrie-ne pe Facebook pe pagina Maramureșul Azi. Audiență în direct cu Gheorghe Paul Sanislo.